Se poate, mă, iar n-am idei de episod. Bă, văd așa. Băi, da, mă, o să fac eu Q&A. Da, mă, fac un Q&A și gata, mă. Doamne, mă, postez și o videoclip acum un minut și uite ce feedback am. Să nu vă uitați, mă, să nu vă uitați. Eu postez și voi să nu vă uitați. Bine așa, mă. Ia zi, vărule. Azi, mă? Nu, pă, mă, azi nu. Azi mă duc să-mi scot bani din YouTube. Dacă vrei, mâine sau poimine, dar azi chiar îmi scot bani și n-am bani, azi nu. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, eu încerc să vă răspund la comentarii, dar sunteți prea mulți, adică chiar încerc să vă răspund la toate comentariile, dar nu pot, sunteți foarte, foarte mulți, nu pot. Și înainte să se sfârșească episodul, aș vrea să-l promovez pe Snic, care e un tip de 16 ani care face o treabă excelentă, merită mult mai mulți abonați, tipul chiar muncește și dă dovadă că își merită abonații pe care are, ba chiar și mai mulți. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Să-mi bag în intro lor, frate, că nu mai pomă, piși pe el intro. Înainte să înceapă videoclipul, nu aș vrea să vă arăt cum se editează în Filmora. N-am deschis în viața mea căcatul ăsta de program, dar o să vă arăt cum se editează în el. Da, fraților, și-am primit foarte multe comentarii cu de ce n-am postat, dar știu, nu-mi pare deloc rău, dar pur și simplu nu am postat pentru că nu aveam chef să postez. Am preferat să stau în pas și să ies pe afară, n-am avut chef să stau cu o cameră în față, sper că mă înțelegeți. 3, 2, 1 și... Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Iară noi și mă intro-ul ăsta, mă. Și înainte să înceapă videoclipuri la care nu am muncit foarte mult, nu uitați să nu lăsați un like, pentru că eu chiar nu am nevoie de like-uri cum au alții. Primez multe mesaje de genul că, Snic, noi nu vrem promovări, dar fraților, eu v-am spus, eu fac promovări gratis. Scuzați-mă că pun secvența asta, dar mi s-a făcut foarte sete, nu știu ce se întâmplă cu mine, mi-este foarte sete. E foarte bună. Nu uitați de borse. Nu mi-a fost așa de rău încât să nu pot vorbi sau să nu pot să filmez, dar pur și simplu nu m-am simțit deloc rău și n-am putut să postez. Da, și trebuie să vă mărturisesc, eu chiar fac YouTube pentru bani, pentru că se câștigă destul de mult și am plecat cu ideea că dacă o să fac un canal de YouTube și o să fac mulți abonați, o să fac bani și iată că a venit ziua, da, eu fac YouTube pentru bani. Bă, cam acesta a fost clipul, nu scurt cum a fost el, a fost o parodie totală. Deci nu vreau să trageți concluzii sau dislike pentru că nu. Eu chestiile astea e doar o parodie, nimeni nu cred că este așa ceva sau pur și simplu n-am. Am făcut videoclip doar ca să strănesc umorul, cum le fac și pe celelalte, deci da. Repet încă o dată, nu luați în serios ce am zis, eu am zis doar la Caterin că chestiile astea nu se întâmplă așa, ho! Pentru că nu mai am idei cum să termin videoclipul acesta, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like și un subscribe și multe, multe like-uri pentru că mă motivează să continui și am mișcat camera și nervi. Vedem data viitoare, nu uitați de like, fraților, dați un like pentru că mă motivează foarte tare, înțelegeți-mă, dați like, fraților, babă! Generation, I thought you could never step in my session.